Suceava, cel mai mare festival de artă medievală din țară, singurul festival care respectă cu adevărat litera cronicilor moldovenești din viața în cetatea Suceava. Marșul din această seară este iarăși unic în țara noastră, se desfășoară pe lungimea a 8 km, plecând din cartierul 8, cel mai tânăr cartier al Sucevii, și ajungând prin cartierele George Enescu și Ana Ipătescu, Ștefan cel Mare, spre cetatea Sucevii. După 3 ore vom ajunge la cetatea Sucevii, unde vom fi întâmpinați cu salve de tun. În alaiul nostru vor fi prezenți 280 aproximativ de actori de factură medievală și, după cum vă dați seama din atmosfera din jurul meu, din cartierul 8, de aproape un sfert din populația orașului. Cel puțin jumătate din populația tânără, de alb, va fi lângă noi. Festivalul medieval se va desfășura începând de mâine, pe parcursul a 3 zile, vineri, sâmbătă și duminică, de la orele 10 dimineața până târziu în noapte. Spectacolele pentru copii, teatru pentru copii, vor fi alternate cu demonstrațiile de arme și folosirea armelor de pe panopiile tuturor cavalerilor aflate în fața taberelor din cetate. De 2 ori pe zi vor răsuna salve de tun din cetate, spre a se auzi întreg orașul cu viața în cetate pulsează. Vom observa, vom admira șoimii și pisfrițele șoimarilor transilvani, care vor face demonstrații de vânătoare cu păsări de pradă. Vom vedea dans medieval, vom participa în cancelariile domnești deschise la redactarea unor prisoane prin care publicul, oaspeții, sunt proprietăriți, ridicați în rang sau scăpați de anumite corvezi, și oamenii vor pleca acasă cu aceste documente, savurând felul în care au fost redactate și chiar cum sunt confecționate. La Suceava, să știți, ca experiență la toate festivalele din România, vă spunem că este cea mai frumoasă poveste de turism cultural din România. Aici, la Suceava,